Era o zi însorită în youtubești. Toți erau liniștiți, păsărele le cântau, animalele își vedeau de ale lor și locuitorii erau atât de bine dispuși de parcă timpul a fost dat înapoi cu 4-5 ani. Un singur locuitor însă nu și găsea liniștea. Era vorba de Kvik, actualul clov la circul Autistenia și fost îndoitor de tablă la uzina din youtuberești. De deci ce era circarul satului neliniștit, vă întrebați? Ei bine, acesta tocmai își pierduse cel mai de preț lucru. Lucru fără de care nu putea să-și presteze munca de măscărici și cum nu putea să facă acest lucru, normal, nu se putea întreține pe el și pe câinele lui, PlayStationica. Al nostru clov cu probleme psihice, cel puțin la fel de grave precum ale unui deținut din Alcatraz, își pierduse singurul lucru de preț. SEMIAUTISMUL Ce este semiautismul, vă întrebați? Ei bine... Acest dar este unic și purtat doar de Gvic. Celebrul istoric din YouTuberești, atenție ca admeranie, relata una din lucrările sale că circarul, pe vremea aceea îndoitor de tablă, a mers într-o călătorie pentru a-și căuta un loc de muncă mai bine plătit, fiind foarte nemulțumit cu ceea ce îi se ofera la fabrică. În călătoria sa, dete peste o peșteră aflată la trecerea din YouTuberești de jos, acolo unde era clasa leneșă, clasa privitoare am putea să-i spunem, către iutubărești de sus, loc în care se aflau, în mare parte, cei mai înstăriți și creativi oameni din Ținut. Trecând prin peșteră, acesta a descoperit un mâner foarte suspect, pe care, după cum doar o inteligență semi-artificială ar decide, îl trage și o trapă se deschide sub el. Cade al nostru circar până aterizează fix într-un lac, că na, vorba aia, norocul prostului. Se chinuie să noate până la mal, moment în care vede o lumină orbitoare venind dintr-un colț al încăperii. Se apropie de ea, dar lumina este atât de orbitoare și de puternică încât aproape lor orbește și chiar îl duce aproape de leșin. Se târăște Vic cu ultimele forțe până la sursa luminii și într-un final ajunge. Moment în care descoperă că obiectul care producea acea rază orbitoare era o doză de bere pe care scria Autistela Arta. Era vorba despre legendara Doză. Doză despre care legenda spune că a fost creată de cel mai mare zeu din religia youtuberească. Este vorba de PewDieParenie, care atunci când a fost enervat de faptul că nimeni din regat nu-l putea face să râdă, a creat acest obiect sacru. O doză de bere infinită în care stătea esența semiautismului. Se spune că o singură gură din această licoare zească îți ridica semiautismul la rang nemai întâlnit. Gvic se apropie cu greu de ea și o ridică. Și după cum prostia e prostie în cele din urmă, soar pe din ea minute în șir, fiind însetat de la drumul lung pe care îl străbătuse. Aceasta este relatarea făcută de marele istoric, însă noi trebuie să ne întoarcem la povestea noastră. Cercarul era foarte panicat. Efectul ultimei guri de berezească era pe sfârșit, iar două s dispăruse. După multe căutări prin camera sa, terminate fără succes, decide să se ducă la secția de poliție, acolo unde șeriful Călinacio le nevea neavând activitate într-o zi atât de liniștită. Vic intră în secție și începe să strige panicat. A ajutor, ajutor! A Am fost furat! Vic, bineînțeles, nu vrea să dea detalii exacte despre doza. el fiind singurul care știa despre puterile acestuia și încerca să fie cât mai vag. Ușor, ușor, tu ești circarul, nu? Ce s-a întâmplat? Cine, cineva mi-a furat doza de bere! D doza de bere? Da, 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 exact, vă rog, vă rog, trimiteți echipajele în căutare, e chiar acum! Domne, nu știu unde ați văzut dumneavoastră, dar noi nu facem atâta harababură pentru o bere de un galben. Dacă vreți, vă pot aduce eu una rece de la crâșma de peste drum. Nu, 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 domne, nu înțelegeți, am nevoie de acea doză! Îmi pare rău, dacă nu era cumva din aur sau să aibă o valoare mare, nu prea vă pot ajuta. Vic era disperat. Încerca să-l convingă de răsputeri pe șerif, fără să dea detalii despre puterea dozei, dar fără succes. În cele din urmă, măscăriciul decide să-i spună adevărul șerifului, moment în care șeriful început să râdă isteric și l amenință pe Gvi cu cămașa de forță. Rămas fără speranță, semiautistul iese din secția de poliție și începe să întrebe pe oricine ieșea în cale dacă nu cumva au văzut doza cu pricină. După ore și ore de căutări, ajutorul îi vine de la un sătean pe numele său Teodorie, care antrena echipa de fotbal din districtul FIFA. Bună ziua, ați văzut cumva o doză strălucitoare pe care scrie Autistela Arta? Ziua bună și ție. Sincer, chiar am văzut așa ceva acum vreo două ceasuri. unde, 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 unde? Un individ dubios trecea cu ea în mână prin fața barului. Cred că era banditul Ololoșovici. Nu, 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 o să-mi văd eu doza când o să-și vadă șeriful munca necriticată. Hai să mergem la el, poate îl convingem să ne ajute cumva. Din câte am înțeles, dacă îi ducem niște acest și o sticlă de clorox, ne devine cel mai bun prieten. Vic se duce însă din nou la șerif pentru a-i cere ajutorul cu o plasă plină de bunătăți. Călinaciu de data asta cedează, bineînțeles, circarul promițându-i că dacă n-are dreptate poate să-l arunce în ospiciu. Cei doi alături de Teodorie pleacă spre punctul în care Ololoșevici a fost văzut ultima dată. Surprinzător, acesta era încă acolo sorbind cu poftă din doză. Echipajul șerifului îl alergă pe bandit, îl încătușează, iar Vic își recuperează doza sfântă cu care urma să facă nunta mai târziu în acea lună. Vedeți? Poveștile au și finaluri fericite. Ei bine, cam atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. V-aș rămâne total recunoscător. Eu am fost Quick. Urmează mai multe episoade din această serie. Ceau les.